Deci, trebuie să-i răspundă Darius. Cum compune ieșițile așa, pe loc? Și am zis, Darius, 19, e număr prim, nu mai are nicio divizor. 32 are destul de divizor. Așa. Ea este ireductibilă aici. Fracția asta este ireductibilă, pentru că 19 nu se cuprinde aici. N-are nicio șansă. Acum, am să am grijă aici să pun ceva ca să simplifice prin 2, prin 4, prin nu știu. Și pun 64. Sau 52. Hai zic, 52. 52 supra. Și acum, ca să fie simplificabil, în obiectivul meu, ca să pot simplifica pe diagonală, trebuie să pun un multiplu de 19. Da? Un multiplu de 19. Și mă gândesc, 3 ori 19, bun, cu 30. 3 ori 9, 27, 3 ori 9, 30 cu 2, da? 3 ori 9, 27, 3 ori 9, 30 cu 2, 5, 57. Și pun 57. Egal cum. Iată cum am compus exercițiul la vedere. Am și ce aici am gândit, am vorbit acum acasă, să răspund întrebările tale. Și acum zic, să se facă mulțirea. Voi spuneți, nu-mi place. Am să încerc să simplific aici, că văd că măcar prin 2 ar merge. Din ce prin 2? Pentru că ultima cifră este pară. Da. Și simplificăm prin 2, 2 în 3 merge odată, 2 în 12 de 6 ori. Aici 2 în 5 de 2 ori. De acord? 2 în 5 de 2 ori. 2 ori 2, 4, rămâne 1 și pun 2. 2 în 12 de 6 ori. Iar mai merge prin 2, că și 16 și 26 mai accept un 2. Da. Deci, ați pornit-o? Cred că da. Ia să văd. Am pornit-o. Deci 2 în 16 de 8 ori și 2 în 26, 2 în 2 odată, 2 în 6 de 3 ori. Da? Da. Și acum 13 cu 8 nu mai merge deloc. Dar că numai 8 mai merge. 8 ar merge, dar dacă trebuie să meargă și unul din sus. Deci am un divizor la numărător, la 19, nu am divizor, deci așa în viață. Gata, 8, așa stă. Nu mai am ce să-i fac. Acum, de privirea spre 19 și 57. Și împărțim 57 la... Împărțim la 57 la 19. Cu de 3 ori, știți că am vorbit. De 3 ori merge. Deci, da. Deci așa se face de 3 ori și aici rămâne 1. Și face 1 ori 13, 13 și jos 3 ori 8, 24. Iată că răspunsul corect, final, 13 pe 24 nu se mai poate simplifica. Deci, la momentul când compune greșițile, caut așa fel să aranjez șmecheriile, încât să se poată face și simplificări, să văd 57 să fie multiplu de 19. Da? Deci, asta fac. Merg repede la lecția ta? Eu nu am lecția. Hai, tu ia, mă. Băi, ce... Băi, și cine ai făcut, mă? A uitat. Da. Cine a putut să spună mai la început? Stăm sub stresul ăsta, așa. Băi, Darius. Ia să mai vedem noi niște operații cu putere. Nu. Adunarea fracțiilor refăcut-o? Nu. Numai mulțirea asta, da. Dar știu că baza nu este că numitorul nu se adună și se adună la numărătorul sau trebuie să le aducem la numărătorul. Nu, depinde. Dacă sunt egal. Nu, dacă dau un exemplu 2 supra 3 plus 5 supra 3. Păi ce am spus? Așa o spus. Deci dacă au același numitor, ești fericit, da? Da. Adunăm numărătorii și punem numitorul comun. Da, și dacă nu, diferiți, trebuie să le aducem la aceeași bază. La aceeași numitor, să zic, la același numitor, da? Da. Nu bază, nu spunem aceeași bază, ci la același numitor. Bază la ce? La baza vorbim la putere, nu? Da. Bază și exponent. Da. Acolo vorbim de așa ceva. Mai insist un pic pe ultima cifră a unei puteri. Aici nu aveți încă dexteritate suficientă. Nu aveți atâta siguranță. Deci ultima cifră a unei puteri. Vă amintiți? Ne-am mâncat mie zile. Da. Deci vă amintiți?
Nu mai țineți minte deloc. Ultima cifră? Da. Adică, când am zis așa, 2 la puterea 205. 2 la puterea 205. Mă interesează ultima cifră. Și scriem în paranteză parcă 5. Nu mai amintesc deloc, nu? Nu. Păi, dacă aș face pe 2 la 205, ar fi un număr imens. Da. E 2 ori 2 ori 2 ori 2 de 205 ori, ar da un număr pe care nici nu-l pot scrie. Atât de lung. Dar vin, mă interesează doar cifra unităților, aia de la sfârșit. Adică 5. Nu? Nu știu cât este. A, și spunem că ultima cifră este... adică înmulțim 2 ori 5 și ne dă o ultima cifră? Sau... Putem face improvizații. Trebuie să gândiți cu multă grijă la ceea ce ar însemna că facem exercițiul ăsta. Și doar ultima cifră mă interesează. Pentru asta pornim. Dacă ar fi 2 la 1, 2 la 2, 2 la 3, să vedem care e ultima cifră. Că poate se întâmplă ceva așa, în genul ăsta, să vedem dacă cum se așează. Deci, pornim. Da? Sunteți de acord să urmăriți. 2 la 1 cât este? 2. 2 la 2 4. 2 la 3 6. 2 la 3 6? 8. Cristina! 2 la 3 e 8, e 2 ori 2 ori 2 de 3 ori, da? 2 la 3 este 8. 2 la 4 e 16, da? Da. 16 și pe ei nu te mai interesează cifra 10-lor. Și atunci spuneam 1, 6, da? Da? Uneori evităm să scrie tot, dar lăsăm deocamdată așa. Alo? Eu sunt într-o lecție de matematică, nu te super, da? Sunt în direct. Dar au fost dimineață dat din nou? La... Aha. Așa este. Aseară a fost la ora 8, a fost dat. Da. Da, sărut mâna. Trebuie să stau de vorbă cu tine astăzi, am până la 10. Și la 10, dacă nu-i târziu, te sun eu. Bine? Deci? Dacă, nu, atunci, dacă nu te mai deranjezi. Mâine, cel mai bine. De pe numai, de la 10 încolo mă poți suna. Dar îți dau eu semnalul. Stai o secundă, te sun eu și pe urmă tu revii, bine? Bine, pa. Așa. Deci 2 la 4 face 16. 2 la 5 este egal cu 16 ori 2. 32. Și deci se repete, deci sunt 4 la 6. Hai să... Îți propun, Cristina, să facem mai mult, da? 2 la 6 face... Că pe bani să facem mai mult. 2 la 6 face 32 ori 2, 64. 2 la 7 este 64 ori 2, 128. 2 la 7, 2 la 8, fac 256. 2 la a 9 egal cu 512. 512. 2 la a 10 am sfârșit. Dar de foarte multe ori, pe noi nu ne interesează atenție decât ultima cifră. Da. 2, 4, 8, 6. 2, 4, 8, 6. 2, 4, 8, 6. Da? Deci din 4 în 4. Ce observăm? Că
Iată, 2, 2 la 1, deci pentru 2 la 1 egal cu 2 la 2 la a 5. Uite, la 2 la 5 tot 2 este, da? Deci 2 la a 5, cum să spun? Hai să zicem, unități, cifra unităților lui 2 la 1 egal cu unități, așa pare scris la clasă. Da. Nu? Nu, de fapt, noi scriam alte. Scriam U, paranteză toate unitățile, închideam și mai comun. Hai să spunem așa, lăsăm în felul ăsta. Anume, că 2 la 1 egal cu 2. Da? 2 la a 5, 2 la a 5, cât mi-a dat? Tot 2. Egal cu puncte, puncte, 2. Adică cifra, are mai multe cifre, de data asta n-a decât una singură, e 32, dar ultima cifră este 2. 2 la a 9, ia uitați-vă cât este 2 la a 9. Din 4 puncte. Da? 2 la a 9 face puncte, puncte, tot 2. Deci, 2, 5 poate să fie 4 plus 1. 9 este 4 ori 2 plus 1. 4 ori 3 plus 1. Deci 4 ori 3, 1 plus 4, 4. La multipli de 4 plus 1, deci toate numerele la multipli de 4 plus 1 se termină cu cifra unităților 2. Deci, și 2 la puterea a câta? A 13-a va face un număr lung cu ultima cifră 2. Că practic, cum am obținut eu pe 13? Lui 9 i-am adăugat un 4. Da? 2 la puterea a 17-a va face un număr lung 2. Da. Hai să recunoaștem un lucru. Că pe 17 putem scrie ca 2 la puterea în loc de 17, 4 ori 4 plus 1. Da? Da. Din coace, egal cu 4 ori, egal cu 2 la puterea 4 ori 3 plus 1. Da, și după 4 ori 2 plus 1. Aici pot să fie 4 ori 2 la puterea 4 ori 2 plus 1. Aici este 2 la puterea 4 ori 1 plus 1. În general, 2 la puterea, hai să spun așa, 2 la puterea 4K, uite, 4, 4, mulțit cu cineva, cu 1, cu 2, cu 3, cu 4, cu 5, 2 la puterea 4K plus 1, are ultima cifră 2. Da. 2 la 4K plus 2 se și duce Ștefania, 2 la 4K plus 2, ca și cum se termină în 4. Adică când e 4K plus 2, se termină în 4, da? Uitați-vă aici. 6K plus... Deci 2 la puterea 4K plus 2 este un număr lung în care ultima cifră este 6. 4. 4, ai dreptate, nu? 4, Cristina. Tu, Ștefania, ceartă-te cu mine. Da. Cristina zice, dar eu stau liniștită. Mie îmi place așa că să fii foarte atent și să nu mă las să greșesc. Te există discutat. Da? Și 2 la puterea 4K plus 3 este un număr lung în care cifra unităților este 4K plus 3, 8, 8, 8, 8, 8. E bine 8? Da. Așa este. Da? Plus 3, da? La 7, tot 8 e ultima cifră. Ultima cifră este 8. Iar 2 la puterea 4K plus 4, dar nu are rost 4K plus 4. Când dăm pe 4 factorul 1, 4K. La multiplu de 4. 2 la 4K este un număr lung care ultima cifră 6. Copii, ăsta este secretul. Deci, 2 la 4K plus 1 parcă ar fi 2 la 1 și ultima cifră este 2. 2 la 4K plus 2 atunci ultima cifră este 4, parcă ar fi 2 la 2.
2 la 4 K plus 3 are ultima cifră 8. De parcă ar fi 2 la 3 A. Și 2 la 4 K, multiplul de 4, are 2 la 4 K plus 0, hai să zic așa ca să înțelegi mai bine. 2 la 4 K plus 0. Ultima cifră este 6. Chestia asta mă îndeamnă pe mine să mă ocup de 205, să-l împart la 4, că se repete din 4 în 4, și să văd ce rest este. Că restul este deștept care îmi dică ce ultima cifră. Ah, da. Da? Restul ăsta la împărțire. Da? Deci restul împărțirii. Așadar, ce facem acum? Împărțim pe 205. Așa, 205 îl împărțim la 4. 205 îl împărțim la 4. Și vine 4 20 de 5 ori. 5 ori 4, 20. Merge 5 o dată. 4 și restul 1. Și conform teoremei împărțirii cu rest, 205 se scrie ca fiind 4 ori 51. 4 ori 51 plus restul, care? Plus restul 1. 4 ori 51 plus restul 1. Și atunci, 2 la 205, 2 la 205 este egal cu 2 la 4 ori 51 plus 1. 4 ori 51 plus 1. Și egal, păi, ori de câte ori 4 ori ceva plus 1, termină în 2. Egal cu ultima cifră, egal cu puncte, 2. Terminat exercițiul. Deci la întrebarea care este ultima cifră a numărului 2 la 205, răspunsul ultima cifră este 2. Sau cifra unităților, cum zicem noi, că la ce la capăt de cifra unităților, da? Așa, da. Vă propun să-mi găsiți voi cât este 2 la 2015. Cât este ultima cifră a lui 2 la 2015? Cum facem? Pe 2015 împărțim la 4, că am văzut din 4 în 4. Deci 2015 împărțim la 4. Restul 1. 507, rest 1. Da? Deci 2015 împărțit la 4 egal cu cât ai spus? Cu 507, restul 1. 507, restul 1, da? Restul egal cu 1. Asta înseamnă că pe 2015 îl scrim ca fiind de 4 ori. 4 ori 507 plus 1. Și atunci 2 la 2015 este scris. Da, se scrie ca să vadă tot omul. E egal cu 2 la puterea 4 ori. 2 la puterea 4 ori 507 plus 1. Așa, și fiindcă e plus 1. Și atunci că e 1, ultima cifră e 2. Ultima cifră este 2. Foarte simplu, da? Este un număr de loc, ultima cifră este 2. Tot 2 s-a întâmplat. Hai să vedem. Cât este 2 la puterea 203. Hai să zicem. 203. Îl împărțim pe 203 la 4. Da, îl împărțim pe 203 la 4. Deci cât este? 50 restul 3. 50 restul 3. 53 restul 3. Cum? Mai făcut o dată. Fetele, nu te poți certa cu două fete. Adică, ești ciufurit de aici, să știi. Vai de tine. Deci 203 împărțit la... Dacă ar fost 203, făcea 50, 200 făcea 50. Și de ce a rămas restul 3? Da. Da? De ultima cifră. Deci,
înseamnă că 2 la 203 este egal cu 2 la puterea 4 ori 50 plus 3 și egal mai departe cu un număr lung, când se termină cu 3, cu restul 3, cifra este 8. Deci un număr lung în care cifra unităților este 3. Da? 8. 8, pardon. 8. Hai să vedem altul. Vă rog să faceți pe 2 la puterea 2002. 2 la puterea 2002. E sigur? Da. Câte o dată? Ultima cifră 4. Cum o făcut? Nu cred. Aveți? Voi să o contraziceți. Deci 2 la puterea 2002 se scrie ca fiind egal cu 2 la puterea 4 ori 500, nu? Da. 4 ori 500 plus restul 2. Și fiindcă se termină cu restul plus 2, ultima cifră este 4. Deci egal cu un număr lung, care are ultima cifră 4. Ia să vă trageți încă unul. Acum, tu mă conduce, Darius. 2 la puterea 73. Ce mai continui? Unde ți-e mintea? Deci nu mai avem ce continua, da? Da. Deci înseamnă că 73, cum se scrie, Darius? 4 ori, cât ai zis? 4 ori 18 plus restul 1. Adică ultima cifră este 2. Deci va fi egal cu 2 la puterea 4 ori 18 plus restul 1. Mă interesează restul, da? 1. Și acesta spune că ultima cifră este 2. Că restul este la împărțire 1, ultima cifră este 2. În sfârșit, eu zic că s-a înțeles, e limpede acum, nu? Da. Trebuie să faceți împărțirea cu multă grijă. Restul ne interesează. Vedem că se repetă după o lungime de câți pași? De 4 pași, se esențial. Se poate aici de 2? Se poate. Da, la da. Cine? La altfel, cred că la... La 5, nu, la 6, nu știu la cât. Păi cred că la 4. 4, 16, 4, 6, 24, la 4. Cred că va fi lungimea de 4. Dar, acum vă gândiți la, pentru 3, puterea lui 3. Adică vreau să studiați voi acum. 3 la... Vreau să vedeți ce se întâmplă cu 3. Deci facem 3 la 1. Hai să facem împreună. 3. 3 la 2. Egal cu cine 3 la 2? 3 la 2, Darius? 3 la 2, 9. 9, da? 3 la 2 este 9. 3 la 3? 7. 27, deci 6. Da? Nu mă interesează aici. 3 la 4? Ca și cum aș zis 7 ori 3. 21, 1. 81. 81 ar fi corect, dar nu mai pun pe 8, doar ultima cifră. 3 la a 5-a. E, acum 3 ori 1, 3, da? Puncte, puncte. Și punem bară totdeauna, nu? Când punem puncte, puncte, punem bară deasupra, că altfel nu s-ar înțelege. 3 la a 5-a, 3 la a 6-a,
egal cu cine? Puncte, puncte. 9. 9, 3 ori 3. Da? Deci ăsta de sus se mulțește încă cu un 3. 9, 9 ai zis, da? 9. Foarte bine. 3 la 7. 9 ori 3. 9 ori 3, 27, 7. 3 la a 8. 7 ori 3, 21. E 1. 3 la a 9. Hai să mai scriem ca să înțeleagă tot omul. 3 la a 9 egal cu 3 ori 1, 3. 3 la a 10 înseamnă 3 ori 3, 9. 3 la 11 ani. 7. Puncte, puncte, 7. Eu 3 la 12 ani. Numai aici nu mă opresc. M-am oprit și la multiplu de cât? De 4, da? Da. Am zis 4, 8, 12. Da. Și acum se termină în 1. Și tot omul spre totele, da? Bine, bine. Acum înseamnă așa. Că 3 la multipli de 4, 3 ori 4 K, plus restul 0, adică nu are rest, restul e 0, deci 3 la multipli de 4, adică când e la 4, când e la 8, când e la 12, că 8 e multiplu de 4, e 2 ori 8, 2 ori 4, 12 e 3 ori 4. Deci când e multiplu de 4, se termină în cât? La 12, la 8, în 1. Și la 4. La 4, la 12 și la 8. Deci 3 la puterea multiplii din 4 este un număr lung, care ultima cifră este 1. 3 la puterea 4K plus 1. Ultima cifră va fi 3. Va fi 3, foarte bine. E 3, da? Când e 5, când e 9, da? Așa, deci acum va fi 3. Și după 3 la 4K plus 2, 9. Da. Și acum la 4K plus 3, 7. 3 la 4K plus 3. Ultima cifră, 7. Ultima cifră este 7. Corect. Și acum, ce vreau de la voi? Vreau să găsiți ultima cifră a numărului, deci să se găsească ultima cifră a numărului N, care e egal cu 2 la puterea 79 plus 3 la puterea 57 și plus 5 la puterea 29. Egal cu. Deci ultima cifră a acestui număr. Conduce lucrarea vorbește Ștefania. Ea vorbește și voi urmăriți-o pe ea să vedem ce face. Poftim. Păi, mai întâi rămân pe 2 la 7. Deci rămân pe 2 la 7 și 9 deoparte. Foarte bine. Da. Și rămân pe 79 la 4. Da. La 4? La da, da. Deci e din 4 în 4. La 4, da. Dar noi l-am făcut cu 5. Da. Păi da, la 5 știm. Că 5, la 1 a 5, 5 la 2 a 25. Da. E numai 5 tot timpul. Da? Deci asta facem. Da, 4 în 7, merg deodată. 1 în 4, 4, ne rămâne 3. Îl coborăm pe 9. Mă simtă când m-am. Așa, 4 în 39 merge de 9 ori, 4 în 9 ori 4, 36, vezi tot 3, adică pe 2 la, îl putem scrie ca 2, la 4 ori 19 plus 3, și așa. Și după luăm deoparte pe 3 la 57. Pe 2 la 79 s-a înscrie. Cea? 2 la 4 ori, 2 plus 3. Da, ultima cifră nu poți spus cum ți-e cu 8. Da, da. 57 împărțit la 4. 4 la
4 în 5 mergem la câmpia 4-4, îl coborim pe 1, 17, 4 în 7, de 4, da, 4 în 4, 16, restonă. Adică 3 la 4 ori 14 plus 8. Și acum am 5, 5 la 29. 29 îl împărțim la 4. Ma nu, nu la... cu 5, 5, 5, merge. Păi 5 ori, nu 5, 5 ori, 2. Da, îl împărțim la pi. Noi 5 ori 1, 5, 5 ori 2, ultima dată va fi 10, 5 ori 3 din 5, 0, 5, 0. Da. Ori 10 împărțit la 2. 2 în 2 merge o dată, 1, 2, 2. Ai împărțit la 5. A, la 5, corect. 29 împărțit la 5. 29. 29, da. Nu, no, 22. Da. Câtă mi-ați dat la 2 la 2 la 79 egal cu puncte puncte? 2 la 4 19 plus 2 la 4 ori 19 plus 3 și plus hai să lucrăm și pe 3 la 57, Darius, lucrează Darius. 3 la 57 bine 3 la 4 K plus 3 la 4 concret. Da. Cât vine? 4 ori cât? 4 ori... Pe 57 îl împărțim. Hai mă, 57 îl împărțim la 4. Și cât vine? 4 în 5. Odată, 4, 1, 7, 4, restul. 17, 4 ori 4, 16, restul 1. Deci înseamnă 3 la puterea cât ori 4? 14, 4 ori 14, nu? Plus 1 și plus 5 la puterea 29, care nu ne interesează pentru că totdeauna ultima cifră este 5, da? Și egal cu Cristina, 2 la 4, 2 la puterea 4 ori 19 plus 3. Cât este ultima cifră? Da, imediat, 8. De ce este 8, Darius? Fiindcă 29 împărțit. Nu, fiindcă 79 ăsta de-o da 4 ori 19 plus 3 și când dă restul 3, ce se întâmplă? Când dă restul 3? 3 este egal cu 7, ultima cifră este... Dar nu-i 3 la, e 2 la. Deci ne uităm la 2, la puterile de 2. Și când ne dă 2 la 4K plus 3, la noi este 4 ori 19 plus 3, ultima cifră este 8. Deci va fi un număr lung, cu multe cifre, iar cifra unităților va fi 8 plus 3. De ce spune Darius că e 3? De ce spun fetele că e 3? Fiindcă 57 57 ne-a dat 4 ori 14 plus restul 1 și când dă restul 1 ultima cifră este 3, deci de aceea spun puncte puncte 3 așa și plus 5 la 29? 5 la 29 este egal cu... Un număr lung, care are ultima cifră? După părerea ta, ia adică 5 la 1 cât este? 5. 5 la 2? 5 la 2, 25. Deci 5, tot 5. 5 la 3, iarăși, iar 5 ori 5, 5. 5, 5, tot 5 timpul. 5. Deci niciodată nu mai dă altceva decât ultima cifră, 5. Deci va fi un număr lung. Ultima cifră 5. Și acum, ca să vedem care e ultima cifră, le adunăm. Da, 8 și 3, 11, 16, 15, 16, 15, 16, 16. 6, adică, nu? Da, 6. 6, că 10 trece mai departe. Deci e egal cu un număr lung, 6. Ultima cifră este 6. Da? Deci v-am dat să-mi găsiți ultima cifră acestui număr. Răspunsul, ultima cifră este 6. Hai să mai vedem, pe ăsta îl conduce Darius, numărul N egal cu 2 ori 3 la puterea 205 plus 3 ori 2 la puterea 47. Egal cu
vorbește Darius. Îl scriem pe 2 și îl împărțim pe 205 la 3. Deci ne ocupăm de 3 la, luăm deoparte, zicem așa, ne ocupăm de 3 la puterea 205, da? Da. Zicem 3 la 205. 3 la 205 împărțit la 3. Nu, 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 nu. De ce la 3? Păi care e lungimea? După câți pași se repetă la puterea lui 3? Se repetă după 4. Deci trebuie pe 205 să-l împărțim la 4. Hai, 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 că-l vorbește. 205 împărțit la 4 este egal cu 5, 20 nimică, 5, 1, deci 1 restul. Da. Deci cât dat restul? 1. Și scriem 3 la 4. Da. 31 plus 3 plus 37 la 4 este egal cu 3, 4 la 4 este egal cu 9, 36 plus 1. Deci cât am obținut aici, egal mai departe? 2 la 4 ori 9 plus 1. Deci 2 ori 3 la puterea, în loc de 205, zicem 51, și rest 1. Da? Plus 3 ori 47, care zice 2 la puterea 4 ori 9, 3, 7. Nu, cred că face 4, 11. 47, dacă îl împărțim la 4. 47 am zis. Deci vă descris aici. 47 împărțit la 4 face 11 și restul 3. Deci 4 ori 11 plus 3. Și este egal cu 2 ori un număr lung care are ultima cifră aici. 3 la 1. 3. 3 ori un număr lung care se termină cu 7. Da. Nu, 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 păi e 2 la. A, 2 la. Vă uitați la 2 la. 2 la. Când se, puterile lui 2, când se termină în 3. A, la 2. E 8, ultima cifră. 8. Puncte, puncte, ori 8. Da? Și egal cu, acum. Adunăm 2 ori 3, na, va fi mulțirea, că trebuia să mulțim pe asta. Și vine 2 ori 3 face 6, plus 3 ori 8, 24, 4. Da, ultima cifră. Da? Da? Și atunci când le adunăm, acum zero. Le adunăm. E 0. 0, da. 6 cu 4 fac 10. S-a terminat. S-a terminat. Sunteți la ore, să facem repede. Ia să vedem ce lucruri interesante am făcut, ca să ținem cont de asta. La mine am făcut... Mulțim, parcă, nu? Da, mulțim. Mulțim. Și cu cardinal. Mulțim. Egalitatea a două, mulțim. Da. A două, mulțim. Așa? Ce am mai făcut acolo la tine, Ștefania? Păi, iată că... Pe asta s-a bazat, nu? Pe asta s-a bazat. La mine ați făcut înmulțirea a două... Înmulțirea a două frații. A două frații. Asta a fost esențial, da. Înmulțirea a două frații. Iar aici am făcut ultima cifră a unei puteri. Da, da. Nu? Partea a treia. Ultima cifră. Cifră a unei puteri. Bun. Ne oprim aici. La revedere, dragilor. Pe curând. Cristina, tu mâine poți vei? Nu știu.
fiu sigur. Eu nu pot. Tu știi că nu poți? Urmează să...